Ambasadorii juniori și seniori EPAS de la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița, Școala Ambasador al Parlamentului European, au organizat săptămâna aceasta o activitate intitulată Fake News in European Union. Dornici să atragă atenția asupra știrilor false legate de Uniunea Europeană, Elevii au vorbit despre informațiile false răspândite în spațiul public și au demontat rând pe rând cele mai cunoscute mituri ce vizează Uniunea Europeană. De la așa zisele insecte din produsele alimentare până la introducerea pașaportului de carbon, activitatea a fost susținută atât sub forma unui dialog cu elevii prezenți, cât și a unei prezentări, aceasta făcând parte din numeroasele proiecte din cadrul EPAS. EPAS este programul Școlii Ambasador ale Parlamentului European, program ce le oferă elevilor posibilitatea de a-și înțelege drepturile în calitate de cetățeni europeni și de a îmbunătăți cunoștințele despre Uniunea Europeană în rândul tinerilor.